Înțelepciunea culorii galben. Într-o zi, un înțelept bătrân stătea sub un pom înflorit, înconjurat de ucenicii săi. El îi întrebau despre semnificația culorilor și modul în care fiecare culoare poate influența viața spirituală a unui credincios. Bătrânul a spus o poveste. Într-un sat de munte trăia un om simplu, pe nume Daniel. Într-o zi, Daniel a găsit o frumoasă piatră galbenă pe marginea unui râu. Piatra strălucea în lumina soarelui, iar Daniel a simțit o bucurie imensă în inima sa. A luat piatra și a dus-o acasă, punând-o pe masă în mijlocul casei sale. Zilele au trecut, iar piatra galbenă a devenit un simbol de speranță și lumină pentru Daniel. De fiecare dată când o privea, își amintea de bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu, care strălucea asupra vieții lui ca razele soarelui asupra pietrei. Piatra galbenă îl inspiră să fie mai bun și mai generos și cei din jurul său să răspândească lumina credinței oriunde mergea. Însă, într-o zi, un vecin invidios pe nume Ion a observat piatra și a început să-l bârfească pe Daniel, spunând că aceasta a găsit o comoară secretă și nu vrea să o împartă. Răutatea și invidia au început să se răspândească în sat și curând mulți au început să privească piatra galbenă cu ochi suspicioși. Daniel, simțind greutatea trădării și a geloziei din partea vecinilor săi, a luat piatra și a dus-o înapoi la râu, aruncând-o în apă. În acel moment, lumina soarelui a strălucit mai puternic decât oricând și Daniel a înțeles că adevărata comoară nu era piatra galbenă, ci credința lui și lumina lui Dumnezeu din inima sa. Revenind acasă, Daniel a găsit pacea și bucuria care veneau nu din posesiuni materiale, ci din dragostea și încrederea în Dumnezeu. Culoarea galbenă, asemenea pietrei găsite de Daniel, poate simboliza atât lumină și speranță, cât și invidia și trădarea, în funcție de cum este percepută și folosită. În viața creștină este important să ne concentrăm pe lumina divină care ne ghidează și ne învață să fim buni și generoși, ignorând tațiile și influențele negative care pot umbri strălucirea acestei lumini. Astfel, pilda ne învață că adevărata valoare nu stă în obiecte materiale, ci în credință și lumină interioară pe care le luăm în inimile noastre. Amin.